Liderul PSD Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, nu renunță la proiectul său de a deveni primar al municipiului Reședință de Județ. Candidatura sa la această funcție a fost deja validată de către membrii Consiliului Județean de Coordonare al Partidului Social Democrat Mehedinți. S-a decis atât în Comitetul Executiv la nivel de municipiu, cât și în Comitetul Executiv la nivel de județ, ca Marius Creciu să fie candidatul PSD pentru primăria 2016. Este o onoare pentru mine, dar în același timp o mare responsabilitate. Voi intra hotărât cu dorința de a câștiga. Știu ce am de făcut după ani de zile de consilier local și viceprimar, ani în care am activat în administrația publică locală. Știu ce înseamnă primăria Drobeta Turnu Severin, postul de primar, știu ce am de făcut pentru severinen și plec cu ideea de a câștiga. Confruntarea electorală pentru primăria Drobeta Turnu Severin se anunță a fi una dificilă pentru Marius Creciu, acest lucru în contextul în care PSD nu a mai obținut această funcție din anul 2008, odată ce Gherghe a câștigat primul său mandat de primar. Screciu a fost desemnat candidat la primăria Severin în contextul în care la alegerile locale, socialdemocrații și uneperiștii candidează pe liste separate. Constantin Gherghe va rămâne și în acest context principalul contracandidat al lui Marius Creciu dacă se va hotărâ să candideze pentru un nou mandat de primar. Ideea, în general, a fost să candidăm în localitățile în care avem, este o organizație puternică și la UNEPR, avem putea să candidăm separat sau împreună. În acest moment, la nivel de PSD Mehedinți, s-a luat decizia de a candida separat, fiecare pe partidul lor. Dacă vă referiți la candidatura domnului primar în funcție domnul Constantin Gherghe, presupun că dacă se va hotărâ să candideze, va candida pe UNEPR. Marius Creciu se află la cea de-a doua candidatură a sa la funcția de primar. În anul 2012, el a fost candidatul susținut de către Uniunea Social-Liberală pentru a ocupa fotoliul de primar. El s-a clasat atunci pe locul al doilea, cu aproximativ 10% mai puțin decât Constantin Gherghe.